Se vorbește foarte mult despre spectacole astea de striptease. Vreau să vă întreb dacă vă deranjează, dacă v-ați lăsat soția să ducă, dacă credeți că e venită din... Naul, dacă vrei să la soție să ducă la striptease. De striptease. Cu cea mai mare plăcere, că deja am prins sămânță. Adică? Pe am 8 copii, frate. Ați lăsat-o să se ducă, n-ați fi gelos pe ea dacă i-ar nu, vedea... Nu, n-aș fi gelos. Nu, nu. Ați lăsat-o cu cea mai mare plăcere. Ce părere? Vorbește foarte mult de striptease-ul ăsta. Ați văzut, toate femeile se duc la striptease. La bar. Bun, ce părere aveți de obiceiul ăsta nou? Ce să părere să am? Cu striptease-ul ăsta? De ce a apărut striptease-ul ăsta în viața noastră? De ce a apărut striptease-ul ăsta în viața noastră? Spune de ce. Dar nu știu cum să mă exprim în primul rând. Ați lăsat soția să da. Nu ați fi gelos pe ea sau... Nu. Ce părere aveți de striptease-ul ăsta? Se vorbește din ce în ce mai mult, în fiecare an, despre el. Ce? Cum? Depinde după om la om aici. Sau nu? Păi nu s-o lăsați. De ce nu o lăsați? Cum? Domnul a zis că o lasă pe soție. El nu este sura de o lasă. Dar dumneavoastră de ce? Ați fi gelos pe ea sau de ce? Bine. Dacă dumneavoastră v-ați lăsat soția să se ducă la un spectacol niciodată? Niciodată. De ce s-o lăsa la așa ceva? Ați văzut că se vorbește foarte mult de striptease-ul ăsta? Da. De ce credeți? Ce s-a întâmplat? E normal? Cum vedeți lucrul ăsta? Nu e normal așa ceva. Vede copiii, vede alea. Ce înseamnă asta? Ce e la striptease? Da. Ce fac bărbații? Să dezbrac acolo? Da. Ce e cu el? De ce apă? Asta e o, nu știu, o nenorocire. O... De unde e venit striptease-ul ăsta? De asta e, nu știu, de... tot dintre noi. Ea îți face așa un striptease? Soției? Da, cu cea mai mare plăcere și la bătrâneți. Ea îți face și noastră? Da, de ce nu? O să-i faceți? O să priză asta? Cred că eu fac cea mai mare plăcere de ziua femeie. Spuneți că v-ați lăsat soția să ducă, nu ați fi gelos pe ea? Nu. Iar vrea să ducă dacă i-ați dat voie? Eu știu, n-am ajuns până în sensul ăla. Noastră de ce? Ați fi gelos pe ea sau de ce? Bine. Am înțeles. De-astea mai tineri acum nu pun ochii pe aia acolo. Mama noastră v-ați lăsat soția să ducă la striptease? Nu. De ce? Uite la niște bărbați care fac striptease. Nu, că după aia se învață și ea. Se învață și ea? Da. Nu e frică? Da. Deci nu o lăsați? Nu. Sunteți un pic gelos? Nu. Puțin. Nu sunteți supărat pe ea, nu? Dacă ar vrea să ducă, am văzut foarte mulți bărbați mai geloși, mai... Gelozia vine la creierul nostru care e stricat. De unde credeți că a venit asta cu striptease-ul la noi de 1 martie? Din afară, din altă parte. Ia-ți faceți dumneavoastră un spectacol de striptease soției? Să-i fac eu? Da. Păi cum să fac? Dacă sunt noi amândoi acoare, nu s-o duc la bar. Să uită și ăla din aceea, mai dacă cu mușchi. Să uită, da. Să ducă, să uite ce nu las eu. Dacă mai învață și ea pe acolo să facă... Da. Facă de senzație la pat. Credeți că dacă ați lăsat-o de capul ei s-ar duce la un spectacol de ăsta? S-ar putea. S-ar putea să ducă. S-ar putea, da. Să vă facă surpriza. Da. Poți să o zic toată? Toată, dacă o știi. Da. Haideți. Alți copii n-au nici bomboane, goagă, sparge mentul ăsta. Nu mai sparge mult, măi frate, că taxul a avut de toate. De mi-ar face orice rău, iubesc copilul meu și îl iubesc că tu ai trăi, că sunt tată de copii. Dacă ați lăsa-o, s-ar cam duce? Dacă... S-ar putea să o ia după alilalte. Deci, iau ce-i bagă la sutien lua aia acolo. Credeți că ea ar vrea să ducă? Asta nu știu, n-am întrebat. Vezi că dumneavoastră nu o lăsați, dacă e să vă... Nu las, nu, de niciun nu mă duc, dar nici pe ea nu las. Nu ia să nu... Nu, nu, nu. Vezi că să învață și ea, poate să ajungă acolo? Mare lucru?